Dragi prieteni, iată-ne din nou la o nouă ediție de Vorbă cu antreprenorii. Și astăzi l-am invitat pe unul dintre trainerii care m-a impresionat atunci când l-am văzut prima dată în acțiune. L-am invitat în studioul nostru pe Dragoș Popescu. Dragoș, bine ai venit! Salut, Călin! Mă bucur că ne-am reîntâlnit. Mă bucur că ai acceptat invitația de a participa la această emisiune. Noi avem cam vreo 8-9 mii de antreprenori care ne urmăresc, care sunt interesați de creșterea lor, de dezvoltarea lor personală și profesională. Și știu că tu, pe lângă faptul că ești un antrenor de succes, ești și un antreprenor de succes. Un trainer este un antrenor de succes. Și vreau să te întreb, cum ai luat decizia să fii pe cont propriu? De ce antreprenor? Da, cred că m-a strâns destul de tare. M-am simțit un pic prea încorsetat în haina de corporatist. Eu am un istoric destul de lung în corporații, am lucrat în câteva companii multinaționale mari. Da, știu că ești unul dintre trainerii care are, și cred că ăștia sunt cei mai buni trainer care lucrează și acum ca și trainer în multinaționale, cei care au și experiență și expertiză în câmpul da, de luptă. E adevărat, marile companii sunt o adevărată școală de business și multe dintre lucrurile pe care le-am aplicat și obligatoriu, multe dintre lucrurile pe care îi învăț pe cursanții mei să le aplice, se datorează experienței mele directe într-un mediu de business elevat cum este cel din corporații. Însă, așa cum spuneam, la un moment dat mi-am dat seama că nu e neapărat haina care mi se potrivește. Plus că se pare că mai am și o caracteristică care m-a făcut nu foarte potrivit. Mi-e foarte greu să ascult de un șef pe care nu-l respect. Și asta a fost situația. S-a întâmplat asta de câteva ori. La un moment dat am spus, cred că e momentul să am șeful pe care îl respect cel mai mult, fiindu-mi scuzată lipsa de modestie, adică eu însumi. By the way, m-am dovedit a fi un șef prost pentru mine de foarte multe ori, însă nu mi-am pierdut niciodată respectul de sine. Așa că la un moment dat mi-am pus în cui haina de corporatist. A trebuit să mă obișnuiesc cu faptul că dacă bag cardul în zid nu mai sunt bani nelimitați, că dacă mă duc cu mașina la benzinerie trebuie să plătesc din banii mei, că nu mă mai sună nimeni să-mi comande produse sau servicii dacă nu mă duc eu să le vând. Însă a fost o situație care mi s-a potrivit probabil ca o mănușă, așa că iată-mă după, cred că 15 ani de antreprenoriat, stând aici de vorbă cu tine. Și vreau să te întreb, dacă ar fi să te gândești care ar fi acei pași mari pe care ai făcut pe parcursul celor 15 ani, care ar fi momentele de referință pe care ar merita să le împărtășești pe cei care sunt deja antreprenori sau poate vor să îmbrățișeze această carieră de antreprenor? Păi, primul pas mare sau prima etapă mare pe care eu am parcurs-o a fost cea pe care eu o numesc tot ce zboară se mănâncă. Este etapa în care, având în vedere networking-ul pe care îl făcusem în perioada de corporație, lumea îmi răspundea la telefoane, stătea de vorbă cu mine, îmi zâmbea frumos, unii mai și cumpărau și mi s-a părut că e extraordinar de ușor. După care a venit etapa datului cu capul de colțul mesei, în care mi-am dat seama că lucrurile nu stau chiar așa. A fost o perioadă în care oamenii începeau să răspundă ceva mai rar la telefon. Alții care îmi răspundeau în continuare nu mai erau nici ei în joburile respective, așa că nu mă mai puteau ajuta cu foarte mare lucru. Și a trebuit să o iau, hai să nu spunem chiar de la zero, dar de la totuși un nivel semnificativ mai jos la nivel de contacte, și să mă apuc să-mi construiesc produsele pe care le-am considerat potrivite, să le promovez. Și aici a fost o parte foarte laborioasă prin care a trebuit să familiarizez piața cu produsele pe care eu le propuneam și ulterior să le vând și să cresc.
Într-adevăr, sunt niște etape oarecum naturale, dacă stau să mă gândesc. Și astăzi, într-adevăr, ai două programe etalon pe piața din România, pentru că te știu un trainer căruia nu îi plac acele traininguri plicticoase. Chiar de asta cred că a fost și acel prim contact pentru mine. Prima dată când te-am văzut pe scenă a fost un wow, pentru că am zis, uite, un trainer care e diferit față de toți ceilalți. De ce? Pentru că pui foarte mult accent pe partea experiențială și știu că două dintre produsele tale, două produse etalon, așa cum spuneam mai devreme, sunt Business Drive și Sales Drive. Cum le-ai creat și ce aduc diferit pe piața din România aceste două proiecte? Face foarte mare plăcere să vorbesc despre aceste două produse, dar înainte de asta aș vrea să precizez că nu astea sunt produsele cu care am crescut ca și business, ca și antreprenor. În perioada de glorie în industria de training 2006-2008, până când a venit criza, când toată lumea cumpăra programe de training pe principiu hai și de ăsta, că au făcut și colegii noștri de la nu știu ce filială de afară, eu am trecut printr-o fază de pionierat în care încercam să marketez conceptul de program personalizat. Pentru că am considerat atunci și consider în continuare că valoarea unui curs nu e dată atât de mult de informația pe care o primești la cursul respectiv. Asta e disponibilă mult mai eficient și gratuit de multe ori pe internet, ci în partea practică, partea care te racordează direct cu ce ai tu de făcut în activitatea de zi cu zi. Da? Și de aici nevoia de personalizare. Chiar zilele trecute, scuză-mă că intervin, chiar zilele trecute eram la un seminar mare și una dintre concluziile unuia dintre trainerii pe care i-am văzut pe scenă a fost că e important mesajul, dar poate mai important e mesagerul, experiența mesagerului și customizarea pe care o dă mesagerul acelui mesaj. De acord. Și ăsta este unul din lucrurile la care am ținut în permanență, atât eu și colegii mei. Suntem trainer cu experiență proprie, cu multe meciuri în picioare, în primul rând în business și după aceea evident și în industrie. Pe de altă parte, proiectele de training și proiectele de consultanță se ajută unele pe altele pentru că îmi oferă expunere la industrie extraordinar de diferite, așa că e mult mai ușor să relaționez cu problemele concrete ale participanților la un curs, pentru că într-un fel sau altul am avut și am în continuare aceleași provocări și contact direct cu ele. A doua precizare pe care o să o fac înainte să vorbim despre programele pe care tu le-ai amintit este că ele sunt două dintr-o familie care va crește și care este bazată pe învățare experiențială, pe niște aplicații practice prin care participanții fac transferul de know-how într-un mod mult mai facil, într-un mod mai interactiv și competitiv. Exact. E un proiect gamificat, că tot se discută mult de gamification. Uh-huh. Nu știu dacă chiar e gamificare 100%, dar e competitivitate și sunt elemente de joacă acolo. Da, sunt elemente de joacă, numai că ai atins un punct nevralgic. Ăsta este și motivul pentru care mie termenul consacrat este cel de business game. Uh-huh. Și mie întotdeauna mi-a plăcut să spun că aș sublinia sau aș scrie mult mai bolduit cuvântul business decât pe cel de game. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, cred că este foarte important ca participantul, dincolo de experiența interactivă, plăcută, captivantă pe care poate să o aibă, să poată să racordeze foarte ușor ceea ce face, ceea ce învață în programul respectiv, cu ceea ce face el a doua zi în jobul lui real. Dacă rămânem doar la niște joculețe, și nu vreau să sune neapărat peiorativ, dar dacă rămânem doar în mediul ăsta, da, e o experiență plăcută, poate cândva fac un click și zic uite că are legătură cumva cu ce fac eu, dar cam acolo se limitează transferul de cunoștințe. Ceea ce propunem noi în programele pe care le avem este o simulare a unui mediu de business cât se poate de apropiat de realitatea participanților și cred că asta e cheia succesului. Știu că asta este și una dintre laturile tale ca trainer. Îți place foarte mult să privești lucrurile într-o manieră pragmatică.
Adică așa funcționează piața, haide într-adevăr să luăm cât mai multe elemente care ne afectează în viața de zi cu zi și să vedem cum le putem modela într-o aplicație de data asta, într-o aplicație în așa fel încât și miza pe care participanții o simt în momentul respectiv să fie mai mare. Asta este, dacă vrei, motivația, hai să spunem, acelui ceva aparte pe care programele noastre le aduc și, într-adevăr, hai să luăm spre exemplu Business Drive, care este primul dintre programele pe care le-am lansat în această manieră. Business Drive pentru acei puțini dintre voi, dragi prieteni, pe care n-ați aflat încă despre program, este un mini MBA interactiv organizat în sistem bootcamp cu durata de 5 zile, în care participanții conduc efectiv o afacere într-un mediu competitiv pe durata unui exercițiu multianual. Noi simulăm un exercițiu anual de 5 ani în care fiecare dintre participanți ia efectiv decizii din toate zonele importante de business. În zona financiară, în zona de vânzări, în zona de marketing, resurse umane. Și dezvoltă până la urmă, așa cum spunea prietenul meu Gigi Nacev de la Tempini, își dezvoltă acele abilități care ar trebui să apară în fișa postului de antreprenor. Absolut, absolut. Mie îmi place să spun că diferența între deciziile pe care participanții le iau acolo, în acel mediu controlat, și deciziile pe care le iau a doua zi sau săptămâna următoare în businessul lor, este strict de ordin cantitativ. Valorile vor diferi în căsuțele, rubricile diferite, dar calitativ sunt exact aceleași decizii. Și pentru că spuneai că astea ar trebui să fie trăsături ale unui antreprenor și te refereai la abordarea pragmatică, da, cred extraordinar de mult în ea. Am foarte mulți antreprenori care participă la programul Business Drive și care vin cu tot felul de motivații pentru care și-au deschis și de multe ori care îi guvernează să-și conducă în continuare afacerile, motivații de tip emoțional, de tip responsabilitate socială. Nu că ar fi ceva în neregulă cu asta, dar în primul rând menirea unui business, după părerea mea, este exact, este să genereze plus valoare, da? Exact. Și noi dăm participanților, și când spun noi, fac aici o paranteză, o să fie un pic mai lungă paranteza, programul mai are un avantaj, zic eu, foarte important. El este susținut de către mine împreună cu un partener cu care hai colaborez de câțiva ani, da, e vorba de Marius Ghenea, exact, care e unul dintre mentorii mei pe partea de antreprenoriat. Exact, și ce face deosebit, nici măcar noi nu ne-am dat seama de asta la început, ne-au spus participanții, ce face deosebit programul ăsta este și faptul că noi venim din direcții diferite și ne întâlnim în același loc. Dacă eu am o formație corporatistă și o experiență de consultant și migrez într-o oarecare măsură am migrat către zona antreprenorială, Marius vine cu experiența antreprenorială foarte puternică, foarte solidă și cu o aplicare spre structură, spre consistență, și iată de ce de cele mai multe ori ne întâlnim exact și ne completăm extraordinar de tare. Apropo de asta, pentru că ai văzut mulți antreprenori în Business Drive, care ar fi trei sfaturi pe care poți să le dai, poate trei abilități pe care ar trebui să și le dezvolte cei care ne urmăresc? Pe scurt. Ok. Prima, și o să vă surprindă, este să-și facă bine socotelile. Chiar prietenul meu Marius spunea că una dintre abilitățile importante ale unui antreprenor e să facă calcule mentale foarte rapid. Îl întreba lumea, păi cum, avem calculatoare, avem tot felul de instrumente. Nu despre asta e vorba. E vorba despre abilitatea de a aproxima cu precizie suficientă. Eu obișnuiesc să-mi întreb cursanții, cât fac 192 plus 112? Da? Aproximativ 300. Exact. Dacă îmi spui într-o secundă aproximativ 300, te ajută foarte tare. De ce? Acel 3 care e în plus e deja la a doua decimală și va avea întotdeauna un impact mic. Dar tu, care vei putea să iei decizia rapid bazat pe acel 300 și nu pe acel 303, vei avea un avantaj competitiv într-o piață care este din ce în ce mai dinamică și se mișcă cu o viteză fantastică. Foarte tare. Ok. Un alt
lucru care mi se pare extraordinar de important ca și trăsătură pentru un antreprenor este abilitatea de a lua decizii. Chiar discutam recent despre anumite tipare de personalitate și spuneam că sunt oameni care au organic o dificultate în a alege între două sticle de lapte, între două obiecte, două mașini de culori diferite și așa mai departe. Da? O decizie luată prea târziu, chiar dacă e cântărită bine și luată cu foarte multe socoteli în spate, este inutilă. Da? E foarte important să poți lua o decizie de multe ori cu niște calcule empirice, de uneori inclusiv la flair. În limba engleză există un termen. Gut feeling. Nu vreau să mă refer la educated guess. Lumea se gândește la guess fără să. Intuiție educată. Exact. Acel educated vine din experiența, din background-ul pe care l-au și face ca decizia ta să fie una calificată. Exact. Și totodată să dea potențial rezultate însemnate și exact. cu relevanță în business. Exact. Iar cel de-al treilea lucru foarte important pe care îl găsesc și e valabil atât la antreprenori de data asta, cât și la cei care au funcții de management în mari companii, este să fii atent la oameni. Știu că pare o platitudine, pare o banalitate, vorbim toți despre leadership și despre astfel de abilități. Eu aș pune un foarte mare accent pe lucrul ăsta în contextul unei tendințe. Oamenii au din ce în ce mai mult posibilitatea să facă doar ceea ce au chef, doar ceea ce le place și în același timp să câștige, să obțină un trai decent. Astfel încât nu va mai funcționa atât de bine ca în trecut o abordare fa asta că ți-am zis eu. Dimpotrivă, va funcționa din ce în ce mai bine o abordare de genul fa asta pentru că ți place ție, pentru că ți aduce ție satisfacție. Eu obișnuiam să spun că am soluția perfectă la criza resurselor umane. Și anume, găsește-i pe oamenii care fac ce ai tu nevoie să facă cu plăcere, din pasiune. La nivel de excelență, din pasiune. Din pasiune, nu neapărat la nivel de excelență, la nivel de eficiență, dar să o facă cu plăcere, din pasiune, iar pentru restul activităților, externalizează, automatizează. Stai, stau să mă gândesc și mă apuc că am un zâmbet larg pe față pentru că mie mi se pare că chiar asta fac. În toate proiectele în care sunt implicat, mă ocup de partea care mie îmi place cel mai mult, și anume partea educațională, partea care dă valoare antreprenorilor. Pentru partea de project management există un project manager. Pentru partea de vânzări există cineva care se ocupă de asta. Și probabil că din această cauză, îți spun pentru că mi s-a întâmplat și mie, ai șchiopătat, cum am făcut-o și eu, la capitole pe care nu-mi face plăcere să le fac și pe care n-am știut să le deleg persoanei care să facă asta cu plăcere. Exact, da? Exact așa e. Dragoș, vreau să-ți mulțumesc foarte, foarte mult pentru sfaturile pe care ni le-ai dat, pentru împărtășirea informațiilor din aceste traininguri, Business Drive și Sales Drive. De Sales Drive n-am spus nimic, dar să-mi spui că dacă nu mai avem timp, nu mai zic. Nu ai spus nimic. Într-adevăr, astăzi mă aflu chiar la mijlocul programului Sales Drive. Este o experiență uimitoare, experiență care mi-e place foarte mult, dar nu mai avem acum timp să-ți povestim despre Sales Drive. Cu siguranță, intrând pe Sales Drive, .ro vor afla mai multe informații. Pentru final, aș vrea să te gândești la un sfat, ceva care pentru tine a fost marcant și a făcut pentru tine declic în momentul respectiv. Și mai avem doar un minut. Ok. Am plecat cu o lecție din corporație pe care o duc cu mine și acum, după atâția ani de antreprenoriat. La un moment dat am fost pus să dau explicații pentru că am acordat unui client foarte important al meu un discount mai mic decât valoarea care îmi fusese aprobată. Evident că m-am revoltat și am spus, cum adică? După ce că am câștigat bani pentru companie, eu trebuie să dau explicații? Și foarte sfătos, șeful meu de atunci mi-a povestit că acel client face parte dintr-o rețea globală de clienți și că poate echivalenții mei din alte țări nu sunt atât de pricepuți, de abili ca și mine și au dat un discount mai mare. Și asta ar fi creat anumite disensiuni la nivelul acelei rețele globale,
pentru că ei, bineînțeles, ar fi așteptat să fie tratați unitar și pe termen lung pierderea ar fi fost mai mare. Asta am convertit-o într-un sfat pe care vreau să-l dau mai departe, see the big picture. Uitați-vă întotdeauna la toate implicațiile pe care o decizie pe care o luați ar putea să o aibă. Pe termen lung asta o să vă ajute. Mulțumim, a fost pentru noi Dragoș Popescu, Dragoș, îți mulțumesc. Mulțumesc și eu, Călin.